vârsta de 80 de ani cu actorul Ștefan Țireanu, cunoscut publicului pentru rolul titular din Vlad Țepeș, 1979, a murit la vârsta de 80 de ani, astăzi, informează News. Cine a fost actorul Ștefan Țireanu? S-a născut la Cizău, Buzău, în 15 noiembrie 1939. A fost actor la Teatrul Național din Târgu Mureș și la Teatrul Notara din București, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România din 1994. De valoroși, așa cum spuneți, și de câte ori deschid o expoziție îi pomenesc pentru că au însemnat enorm pentru mine. Domnul Alexandru Născu, care era directorul Muzeului Anani și crease în jurul lui un cerc de cultură, erau galte extraordinare și se adunau oameni de cultură, pictori, muzicieni, scriari. Aici a jucat în piese precum Jocul Vieții și al Morții, În deșertul de cenușă de Horia Lovunescu, Zodia Târnătorului de Jean-Claude de Cartiere, titlul sub care regizorul Octavian Greavo a rămânit piesele Girodina, Circuitul Normal și Ușaele Dramaturgului francez Jean-Claude de Cartiere, Război și Pace după Tolstoi, rolul prințului Andrei Bolconski, Pădurea de Alexander Rostov, regizor Igor Morozov, care a jucat alături de fiica sa, Ana Maria Țireanu, potrivit Cinemagia.